De noi oportunități de ocupare pentru șomerii cu vârsta de peste 45 de ani din județul Dâmbovița. Este un proiect care a început acum 2 ani de zile. Un proiect care și-a dorit să sporească gradul de ocupare al persoanelor greu angajabile și mă refer la cele peste 45 de ani. Acest proiect probabil nu s-ar fi finalizat cu succes dacă cei care l-au pornit la drum și l-au desfășurat nu ar fi scos bani din propriile buzunare, deoarece după primele două tranșe de bani primite de la stat, restul sumelor nu au mai ajuns. Reprezentanții ai presei, cunoașteți foarte bine situația dificilă pentru beneficiarii acestui gen de proiecte de a implementa și de a finaliza un contract încheiat cu Ministerul Muncii care n-a fost onorat în privința asigurării finanțărilor. Noi din luna aprilie efectiv nu am mai primit niciun ban de la finanțator, nu ni s-au mai rambursat cheltuielile și cu eforturi personale, subliniez cu eforturi personale, am susținut acest proiect, am adus bani de acasă, ca să spunem într-un limbaj comun, și am finanțat ca să putem să finalizăm proiectul. Propriu zis, am fost prinși într-o cursă, într-o capcană, n-aveam de ales decât să fim buni de plată pentru ce apucasem să cheltuim până în aprilie, sau să venim cu bani de acasă să trăim cu speranța că undeva într-un an, doi, nu se știe când, care guvern și care decident politic ne va rambursa banii cheltuiți. Lăsând la o parte faptul că finanțatorul a amânat plățile, proiectul a continuat și partea importantă este că acesta s-a finalizat cu succes. Practic, persoanele care se reintegrează în muncă cel mai greu, șomerii care au peste 45 de ani, au participat la diferite cursuri de recalificare, cum ar fi babysitter, lucrător comerț, brutar, drujbist, sudor, lucrător în construcții, măcelar și dulgher tâmplar parchetar. Cursurile au fost derulate în locații de implementare situate în zonele din care cursanții proveneau, adică Târgoviște, Găiești, Pucioasa, Ludești, Băleni, Ile Caragiale și Titu. O parte dintre angajați și-au găsit deja un loc de muncă și se estimează că un procent de 40% dintre aceștia se vor angaja într-un interval de 6 luni de la absolvirea cursurilor de calificare.